Domnul Hristos are cuvântul: deci va greși fratele tău, ceartă-l. Și dacă te va asculta, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de 7 ori într-o zi și de 7 ori se va întoarce zicând rău îmi pare, tu să-l ierți. Și atunci ucenicii Domnului Hristos au zis: Doamne, dă-ne mai multă credință. Suportarea mustrării depinde de măsura credinței. Ai credință în Dumnezeu? Primești mustrările omului de lângă tine. N-ai credință în Dumnezeu? Te împotrivești mustrărilor care ți se fac. Deci mustrarea poate fi folositoare și este folositoare pentru omul care vrea să depășească pe sine însuși.